Să citesc un scurt pasaj din Biblie, respectiv Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele de la 44 la 46. Este pasajul intitulat Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin. Mulțumesc. Vă invit să vă reașezați. Ruben, Cristina, astăzi este nunta voastră care introduce căsătoria pentru restul zilelor voastre pe pământ. V-ați propus de ceva timp să vă căsătoriți și iată că ați reușit. Dragostea v-a adus până aici și dragostea o să vă ducă în continuare. Ea este combustibilul, este ghezul de care aveți nevoie pentru ca să mergeți înainte. Atunci când este dragoste, există resurse. Atunci când dragostea se încheie, nu mai este nimic. Stimați nuntași, este ușor să organizăm un eveniment de nuntă. Ține câteva ore, cheltuim ceva în bani, însă este mai greu să organizăm o căsătorie. Ea este în fiecare zi, este ziua și noaptea, este fără sfârșit până la sfârșit. De aceea și eu, ca dumneavoastră, aș vrea să împărtășesc cu ei, cu tinerii, cu mirii, un mesaj pe care l-am intitulat Comoara sau mărgăritarul pentru care trebuie să dai totul. Orice lucru are un preț. Căsătoria are cel mai mare preț. Cu excepția mântuirii, căsătoria este cel mai de preț lucru. Îndrăznesc să spun că este un lucru de lux, datorită costului foarte ridicat. Căsătoria începe cu prietenia, chiar dacă nu o numim așa. Cei doi se simt atrași, prietenesc, se logodesc și apoi se căsătoresc. Urmează o lună de miere și restul. Uneori în căsătorie se rupe prietenia și cei doi rămân căsătoriți, dar nu mai sunt prieteni. Acesta este sfârșitul căsătoriei, chiar dacă ea funcționează până la sfârșitul vieții. Prietenia, capacitatea de a iubi, de a înțelege, de a ierta și de a rămâne aproape, dă forță căsătoriei. Fără prietenie, căsătoria este un fel de business, un fel de aranjament marital, unde unul duce copiii dimineața, celălalt îi aduce seara, dar ei între ei nu mai au multe lucruri de împărțit, din ce în ce mai puține. Aș vrea să vorbesc despre comoara sau mărgăritarul pentru care trebuie să dai totul și încep prin a spune faptul că pasajul pe care l-am citit din Scriptură vorbește despre ideea de comoară care atrage atenția și interesul oricărui om. Cine nu și-ar dori să găsească o comoară? Însă foarte puțini oameni găsesc o comoară. La propriu, la figurat, fiecare băiat trebuie să caute și să găsească comoara lui, mărgăritarul lui. În pilda citită se spune despre un om care a găsit o comoară. Atunci a cumpărat pământul acela, comoară cu tot. Este interesant faptul că, chiar dacă pilda aceasta nu a fost scrisă cu ideea de căsătorie, se poate constitui într-o bună predică de căsătorie, pentru că Ruben a observat după ce treci de probabil 16 ani, 17 ani, în minte apare ideea de căsătorie ca
care apoi se transformă în importantă și în final în urgentă. Și pur și simplu nu mai ai liniște, nu mai ai bucurie. Pur și simplu trebuie să te căsătorești. Exact asta s-a întâmplat cu tine. Și ai căutat până ai găsit. Ai găsit o comoară, ai găsit un mărgăritar, dar pentru ea trebuie să dai totul. Același lucru este valabil și pentru tine, Cristina. Și vreau să vă spun două lucruri. Comoara trebuie căutată. O comoară ascunsă într-o țarină. Comorile sunt ascunse, de aceea nu este ușor să o găsești. Un lucru ascuns nu-l găsești chiar repede. Uneori e ascunsă în altă biserică, este ascunsă în alt oraș, uneori în altă țară, pe alt continent. Alteori e lângă tine, cum a fost cazul tău. Nu chiar lângă tine, dar aproape de tine. Și a trebuit să o cauți și să o găsești. Acum ai impresia că ce a fost mai greu a trecut. Nu vrem să te contrazicem pentru că este nunta voastră și nu vrem să vă stricăm bucuria. Soluția pentru a găsi comoara este căutarea. Pur și simplu căutarea. Băiatul caută și femeia se arată, fata se arată. Uitați-vă la pilda lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat la Adam și l-a văzut neliniștit și i-a prezentat o fată. Ce a făcut fata? S-a arătat. Atât trebuie să facă o fată, trebuie să devină vizibilă. Când ea devine vizibilă, băiatul o vede și nu se poate îndrăgosti de ea dacă nu o vede. De aceea invizibilitatea lui Dumnezeu ne creează probleme, pentru că El nu-i vizibil și face excepție de la rânduiala pusă de El între noi muritorii. Cristina a devenit vizibilă pentru tine și atunci ți s-a întâmplat ceva în suflet. Căutarea presupune pur și simplu să cauți, să te rogi, să postești și să te uiți, să privești. Dumnezeu a așezat-o undeva. Trebuie doar să o găsești. Uneori o găsești mai repede, alteori o găsești mai târziu. În general există două metode de a te îndrăgosti și de a te căsători. Prima este atracția chimică, aceasta se numește îndrăgostire, și a doua este alegerea prin compatibilitate și aceasta se numește discernământ. Tinerii în general se căsătoresc prin atracție, atracție fizică, care vine din chimie. Îndrăgostirea este un fenomen generat de un hormon și un tânăr nici nu alege de cine se îndrăgostește. De obicei se simte atras de o fată și nu de toate fetele. Fata aceea s-ar putea să fie descalificată de părinții băiatului și să spună nu-i bună pentru tine, dar el crede că e bună. De ce? În momentul în care prin atracție fizică îți alegi soția, proiectezi asupra ei toate calitățile din lume. De aceea, oameni din jurul tău s-ar putea să spună despre fată sau despre băiat, nu-i bună sau nu-i bun, însă el sau ea se luptă ca Romeo și Julieta până la sfârșit, până se căsătoresc. De ce? Pentru că hormonul acela creează pasiune, creează atracție irezistibilă. Foarte mulți oameni se căsătoresc pe baza acestei atracții. Atracția nu e rațională, e chimică, nu-i logică, e chimică, nu-i compatibilă, e doar chimică. Și chimia asta, ca și luna de miere, pleacă cum a venit. A venit neanunțată și pleacă neanunțată. Uneori vine mai târziu, dar aproape întotdeauna pleacă mai repede. Este doar un hormon care își face treaba pentru perpetuarea speciei. Cea de-a doua variantă, care nu mai este însoțită de emoție, de fluturi în stomac, este alegerea rațională pe bază de acomodare, pe bază de compatibilitate. Adică, te uiți în biserică și te rogi lui Dumnezeu, Doamne, sunt atât de multe fete aici, care este cea mai potrivită pentru mine? Din toate punctele de vedere, potrivită din toate punctele de vedere, dar absolut toate punctele de vedere. Și atunci cauți pe cineva care să fie cât mai aproape de modelul acesta. Atracția nu e așa de puternică.
Dar compatibilitatea este foarte puternică și atunci îți alegi pe cineva care se potrivește cu tine. Atracția chimică pleacă, îndrăgostirea e o pasiune. Îndrăgostirea e ca vântul, bate de unde vrea el. Compatibilitatea este o decizie bazată pe asemănare. Și atunci îți alegi o fată care se potrivește cu tine la cât mai multe lucruri. Orice diferență între soț și soție presupune un consum suplimentar de energie. Pentru că tu stai, ea se ridică, ea pleacă, tu te întorci. Tu vrei verde, ea vrea roșu. Diferențe există, dar dacă toate sunt diferențe, nu vă mai regăsiți unul altul. Când te îndrăgostești, toate sunt potrivite. Când a plecat emoția, aproape că nimic nu mai e potrivit. Îndrăgostire și compatibilitate. Ideal sunt amândouă. Pentru că asta aduce multă emoție. Dar marea problemă este că nu ține mult. Neuropsihologii spun că maxim 2 ani un om poate să fie îndrăgostit la nivel de pasiune. Și asta este inconștientă și este involuntară. Omule, este acțiunea unui hormon, este o emoție. Ea nu este rea, dar dacă e singură, este puțin. După ce se epuizează intimitatea o bună bucată de vreme, încep să-i descoperi toate diferențele și să nu te mai regăsești. Începe dorința de control și în mintea ta tu spui trebuie să o schimb, ea spune trebuie să-l schimb și începe lupta. Fata se transformă în mascul, în bărbat când începe lupta, că fetele nu se luptă, numai băieții se luptă. Și începe lupta și lupta presupune ceartă, agresivitate, îți retragi emoțiile, îți retragi atașamentul emoțional, îți retragi interesul, te simți din ce în ce mai singur. Compatibilitatea este absolut necesară, cu toate diferențele pe care le presupune. Cum poate un băiat să descopere comoara autentică ascunsă și cum o poate deosebi pe cea autentică de falsul acesteia? Căutarea, așa cum spuneam mai devreme, presupune să cauți. În al doilea rând, în general există aceste două metode pe care le-am remarcat deja, însă în al treilea rând, căutarea comorii trebuie făcută cu înțelepciune. La piață trebuie să alegi cu ochii, nu cu mâna. Nu poți să pui mâna pe un lucru pe care nu-l cumperi și vine altcineva și îl cumpără, lucru pe care tu l-ai pipăit. Tot la fel este în căsătorie. Fata se alege cu ochii, nu cu alte lucruri. Observați că aici se vorbește despre o căutare înțeleaptă. Adică cauți un tovarăș de viață, nu cauți un partener pentru plăcere, nici pentru aventură, nici pentru divertisment. Cauți ceva pentru o cursă lungă, foarte lungă, pentru toată viața. Dacă cauți pe cineva pentru o noapte, pentru o săptămână, pentru o lună, luna de miere, e foarte simplu, că nu ține mult. Toate lucrurile care nu țin mult sunt ușor de făcut, că scapi. Și pe om îl plictisește același lucru în tot timpul. Du-te la Niagara și vede-o în fiecare dimineață, că n-o să urăști nimic mai mult decât Niagara. Niagara pe care ți-ai dorit foarte mult să o vezi prima oară. Astea sunt niște legi ale firii. Noi avem suntem plini de sisteme ca și mașina. Ca și mașina pe care o conducem, automobilul cu care mergem într-o parte și în altul. Și dacă nu știm legile acestea, nu o să înțelegem de ce ne simțim atrași de un lucru și de ce nu ne simțim atrași de alt lucru. Căutarea trebuie limitată la principii, principii care se negociază și principii care nu se negociază. Trebuie și până acum, dar și de acum încolo, să faceți diferența între ce este negociabil și ce nu este negociabil. Multe lucruri sunt negociabile. Diferențele mărunte dintre voi. Tu vrei ceai, tu vrei cafea. Ție îți place să te culci seara de vreme, dar te trezești dimineața de vreme. Celuilalt îi place să se culce seara târziu, dar se trezește puțin mai târziu. Acestea sunt negociabile. Acestea sunt diferențe naturale. Țin de fizionomia fiecăruia, de biochimia fiecăruia. Însă, nu este negociabil
să comunici cu o altă fată sau cu un alt băiat de acum încolo? În niciun fel posibil? Nu este negociabil să spui ce te interesează pe tine? Fac ce vreau, lasă-mă în pace. Nu este negociabil să spui nu te interesează pe tine unde merg? Fiecare are gașca lui, are echipa lui, are prietenii lui și practic sunt două vieți paralele în aceeași casă. Adică deja nu mai au atașament emoțional și nici fizic. Doar sunt acolo ca să aibă, să doarmă împreună, să mănânce împreună, dar ei nu se mai regăsesc unul în altul. Prioritățile lor sunt foarte diferite. Felul în care își cheltuie banii, timpul, resursele sunt foarte diferite. Aproape că el are prieteni care sunt mai buni prieteni decât soția sau ea are prietene care sunt mai bune prietene cu ea decât soțul. Asta nu este căsătorie, asta se numește faliment. Căsătoria înseamnă se fac una și rămân una. Una. Scriptura îi spune bărbatului, va lăsa pe tata și pe mama și se va lipi de nevasta sa. Lipirea asta nu este o glumă, lipirea asta nu este doar o lipire la nivel de emoții. Tu nu vei spune ce simți aici, tu vei spune ce te angajezi aici. Și tu, și tu. Voi urmează să faceți un legământ. Omul face două legăminte în viață, unul cu Dumnezeu și unul cu soția. N-avem legăminte cu părinții, copiii, vecinii, păstorul, nu. Avem legăminte cu Dumnezeu și cu tovarășul de viață. Nu spun partener că se înțelege altceva, deși e la fel de corect. Dragii mei, căutarea trebuie să fie obiectivă, de aceea trebuie implicați și alți căutători împreună cu noi, spre exemplu părinții, pentru că ei sunt foarte bine intenționați și ei cunosc cel mai bine pe Ruben, oamenii aceia doi de pe bancă îl cunosc cel mai bine și de asemenea pe Cristina. O să vă trebuiască mult timp ca să ajungeți la nivelul de cunoaștere pe care îl au părinții voștri. Să nu vorbesc de mama, că mama te cunoștea înainte să te naști. Mama te simțea și tu o simți pe ea. De aceea legătura între copil și mamă este unică. Caută un tovarăș de viață, nu neapărat un prieten, un partener pentru altceva. Aceasta este căutarea de care vorbește pilda. Mai întâi să cauți până găsești. Însă problema nu se termină atunci când găsești, pentru că ce faci cu ce ai găsit? Privește în pildă și o să constați că a existat acolo o filozofie, a existat un plan. Atunci când vorbim despre asta, trebuie să spunem că nu pentru găsirea comorii, ci pentru dobândirea ei, trebuie neapărat să oferi totul. Biblia ne spune că El a dat totul și în schimbul la totul a luat mărgăritarul. Ție ți-a trebuit mărgăritar, acum stă lângă tine. Cristina, același lucru se potrivește și pentru tine. Deși, în general, băiatul caută, pentru că el are sistemul hormonal și neurotransmițătorii care produc inițiativă. Băiatul îi are, el face prietenia, logodna, căsătoria, oferă inelul, actul intim, toate le inițiază băiatul, pentru că numai el are neurotransmițătorii care provoacă inițiativă. Eva a devenit vizibilă și a stat liniștită. El a căutat și era neliniștit. Nu vreau să intru în detalii, aș vrea să mă apropii de încheiere. Mai spun doar faptul că pentru dobândirea comorii trebuie să oferi totul. Scriptura spune, a cumpărat țarina, mărgăritarul, oferind tot ce avea. Nu i-a mai rămas nimic decât mărgăritarul. Când ai găsit comoara, trebuie neapărat să găsești o cale legală de a intra în posesia ei. Pentru că foarte mulți intră în posesia mărgăritarului în ilegalitate. Și nu vreau să spun acum asocieri sau pur și simplu aplicații practice despre asta. Vreau să spun doar că nu o poți fura. Nu poți să faci un compromis, nu poți să o induci în eroare, nu poți să o înșeli. Comoara trebuie cumpărată legal. Dar nu se poate cumpăra decât împreună cu proprietatea. Trebuie să spun ceva, Ruben, Cristina, același lucru îl spun și ție.
Ruben se căsătorește nu doar cu tine, într-o anumită măsură, el se căsătorește cu toată familia ta. Pentru că oamenii aceia care sunt părinții tăi vor deveni și părinții lui. Și vă dau un sfat. Puteți să faceți ce vreți cu el, dar eu îmi fac datoria să vi-l dau. Când veți vorbi cu părinții celuilalt, să vă comportați ca și cum sunt părinții voștri. Și recomandarea mea este să-i spuneți mamă și tată, dacă tot îți deschizi gura, spune ceva care ajută, care oferă emoție, care creează atașament. Vă dau un exemplu din predica mea de acum 2 săptămâni. Naomi și Rut, știi că Naomi de 4 ori i-a spus lui Rut, fica mea. Pe ea n-o chema fica mea, pe ea o chema Rut. Dar una este să-ți spună mama ta Cristina și alta este să spună prințesa mea, iubirea mea, frumusețea mea, comoara mea. Fiecare cuvânt are o anumită intensitate de forță, de putere. Spune oamenilor acestora care pentru tine sunt niște străini, dar care devin părinții tăi. Spune-le cuvinte care creează cât mai multă apropiere, îmbrățișare, unire, prietenie, atașament emoțional, pentru că vei avea nevoie ca oamenii aceia să fie prietenii tăi. Pentru că ce seamănă omul, aia seceră. Ce oferă omul, aceea primește. Tu vrei să-mi spui că mie îmi dai o palmă și eu mă bucur? I'm sorry. Pot să nu zic nimic, probabil, dar nu mă bucur. Dar dacă mă mângâi, crezi că o să mă supăr? Sigur nu. Puteți să le spuneți cum vreți. V-am dat doar un exemplu. În familie este cea mai grea muncă de pe fața pământului. Nu există un lucru mai greu de făcut, dacă îl faci bine, decât în familie. Știi ce este familia? Construcția unei case. Invenția unei soluții. Aia se face cu muncă, aia se face cu răbdare, se face cu perseverență. Nu se face cu indiferență, I don't care. Dacă în familie I don't care, atunci îmi pare rău. Ai făcut un lucru pe care nu știi să-l gestionezi. Ți-ai cumpărat o mașină și vrei să o conduci din portbagaj. Nu se poate. Pentru ca să o poți cumpăra, trebuie să dai totul. Se duce și vinde tot ce are. Tot ce are. Vinzi individualismul, vinzi gașca, vinzi fac ce vreau, nu mă interesează, vinzi eu și cumperi noi, vinzi eu și cumperi noi, de acum încolo eu. Asta nu înseamnă că îți pierzi individualitatea, asta înseamnă că devine complexă individualitatea ta. Credeți-mă că nimeni nu vă poate ajuta, nimeni nu vă poate încurca. Familia voastră o să fie așa cum o faceți voi. Punct. Știți de ce unii nu reușesc? Pentru că atâta știu să facă din familia lor. Știți de ce unii ating măreția? Pentru că știu să facă din familia lor un lucru măreț. Observați la școală, unul are note foarte mari, unul mai mici, unul mai mici, unul și mai mici și altul pur și simplu nu poate termina. Aceeași școală. La fel este și cu căsătoria. Absolut la fel. Vinzi dreptul să-ți plătească părinții cheltuielile și datoriile și dobândești dreptul de a fi demn, harnic, echilibrat, econom, cu discernământ, cu iertare, cu iubire, cu bunătate, cu milă. Vinzi dreptul de a face ce vrei și alegi dreptul de a face ce hotărâți amândoi. Ori de câte ori vei face ce vrei tu sau ce vrei tu, nu o să fie bine. Chiar dacă celălalt tace, că simte că e mai bine să tacă, dar nu-i bine. Căsătoria înseamnă să hotărâți amândoi ce faceți. Să învățați să vorbiți, pentru că alternativa e să vă certați.
Diferența între ceartă și vorbă este tonul. Tonul. Atât. Cine nu știe să vorbească cu tonul jos, o să se certe. Voi știți că există în comunitate oameni care sunt cunoscuți ca fiind cu gură mare, iertați-mă. În familie, gură mare aduce o grămadă de conflicte, aduce o grămadă de lacrimi. Bărbatul nu suportă treaba asta, de aceea uneori cedează numai ca să scape cu viață. Și sunt soții care folosesc intenționat metoda asta, ca alta nu mai au. Asta nu mai e căsătorie, nu-mi permit să spun ce este. Căsătoria e dulce, căsătoria este respectoasă. Căsătorie presupune admirație. Căsătoria presupune admirație și când ai pierdut-o, ai pierdut un lucru foarte important. În căsătorie nu merge cu violență, cu ceartă, cu impunere, control, manipulare, exploatare. Dacă ți se pare că merge, înseamnă că ai o căsătorie comunistă. Dar dacă totuși soția sau soțul intră în sistemul ăsta și amândoi vă găsiți locul, marea problemă este când fiecare are drumul lui și nu puteți să ajungeți la consens. Observați, vă rog, că prima problemă este să o cauți. Comoara, mărgăritarul, diamantul. Și a doua, să ți-o însușești în mod legal. Ceea ce faceți voi chiar acum se numește legalizarea căsătoriei voastre. Ea devine legală chiar astăzi. În concluzie, comoara din țară sau din țarină sau de pe proprietate sau de pe pământ nu poate fi apreciată și evaluată corect decât atunci când omul este înțelept și valoros. Omul trebuie să fie înțelept. Fără înțelepciune face multe prostii. E narcisist, este mândru, este arogant și multe alte lucruri. Înțelepciunea te face echilibrat și sfințenia te face smerit. Nu există o manifestare mai profundă a smereniei ca și a sfințeniei ca și smerenia. Un soț smerit este medicament. O soție smerită este medicament. Dezvoltați-vă caracterul, dezvoltați-vă răbdarea, să știți că ea se dezvoltă ca mușchii, exact cum se dezvoltă bicepsii sau orice altă grupă de mușchi de pe corp, tot la fel se dezvoltă răbdarea, prin repetare. Orice se obișnuie, omul se poate obișnui cu orice prin repetare, prin repetare. La vârsta voastră începi o meserie și nu funcționează, dar după 20-30 de ani, făcând în fiecare zi același lucru, devii specialist. La fel e cu răbdarea. Răbdarea este un mecanism care pur și simplu se activează prin repetare până când devine automatism comportamental. Tonul, te poți corecta de el. Să nu țipi, colericii și sangvinicii se corectează mai greu. Dar niciunul dintre voi nu sunteți așa. Nu este suficient să găsești comoara, trebuie neapărat să ți-o însușești legal și trebuie neapărat să știi ce urmează să faci cu ea. Cu o comoară se pot face multe lucruri bune. Cu o datorie e mai greu. Valoarea unei comori este păstrată și folosită doar de un om care are caracter, care are discernământ și care are o viziune pentru viață. Lume, Cristina, trebuie să vorbiți mult unul cu altul. Dacă simțiți că vă enervează treaba asta, luați o pauză și reveniți. Tu vei intra în interiorul lui când el va vorbi cu tine. Tu vei intra în interiorul ei când ea va vorbi cu tine. Comunicarea îmi dă posibilitatea să spun ce simt. Tu n-ai de unde să știi că tu nu ești conectată la sentimentele mele. Eu trebuie să spun ce simt.
Tu nu știi ce-mi place și ce nu-mi place, eu trebuie să spun ce-mi place și ce nu-mi place. Pentru asta trebuie o discuție fără sfârșit. Dar cu tonul jos, și atunci când nu mai funcționează cu tonul jos, trebuie oprită și reluată peste o zi, două, când mai prindeți la inimă. Am ajuns la încheiere, ceea ce am vrut să fac prin mesajul acesta, dragă Ruben și Cristina, este să vă spun că Dumnezeu a fost bun cu voi și va dărui fiecăruia un mărgăritar. Mărgăritarele sunt scumpe. Milioane de oameni au murit pentru aur, pentru diamante, pentru comori și pentru mărgăritare. În vremea aceea nu existau bănci și seifuri. Oamenii le îngropau în pământ. Tu ai găsit un diamant, Ruben. Poartă-te cu un diamant, nu cum te porți cu o piatră. Cristina, poartă-te cu un diamant, nu cum te porți cu o piatră. Ce ați găsit voi este valoros. Voi vă puteți lua valoarea unul altuia prin luptă, lupta pentru putere, lupta pentru prioritate, lupta pentru a te impune. Astea se fac între dușmani, nu între prieteni. Voi sunteți cei mai buni prieteni și trebuie să rămâneți în starea aceasta de prietenie pentru restul vieții voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze!